Recensământul național al populației și al locuințelor, desfășurat odată la 10 ani, va începe în Moldova luni, 8 aprilie, și se va desfășura pe parcursul a 3 luni. Autoritățile atenționează că cetățenii sunt obligați prin lege să răspundă la întrebările recenzorilor și promit că vor asigura caracterul confidențial al informațiilor colectate de la populație. Acesta este al treilea recensământ în istoria Republicii Moldova. În perioada 8 aprilie și 7 iulie se desfășoară recensământul populației și locuințelor. Participarea fiecărui om și a fiecărei locuințe la recensământ va contribui la o mai bună înțelegere a comunității în care trăim și a necesităților acesteia. Răspunzând la chestionarul de recensământ, contribuim în mod direct la construirea unui viitor în țara noastră. Datele pe care le vom oferi în recensământ sunt confidențiale și protejate prin lege. Fiecare om și casă contează. Cei peste 4.000 de recenzori care vor bate la ușile moldovenilor vor adresa 88 de întrebări despre casa în care locuiește persoana chestionată, dar și despre componența familiei sau apartenența la confesiuni religioase. Forma de proprietate, privat, public sau alte situații, deci câți metri pătrați în total, deci are locuința, apoi câte camere, va răspunde dacă a fost pe 8 aprilie, ci nu a fost, dacă a fost plecat în ultimele 12 luni peste hotare, cât timp a fost plecat, dar dacă intenționează să plece, asta e, în genere este o deci, întrebare despre intenție. Sigur că întrebarea despre cetățenie trebuie să corespundă totuși realităților. În acest an vor fi recenzați și cetățenii străini care locuiesc în țara noastră. Toți cei care sunt cetățenii ai altor state fără cetățenie, dar se află și locuiesc pe o perioadă cel puțin de peste o lună, da, în teritoriul Republicii Moldova, vor fi obiectul recenzării. Datele sunt însăși confidențiale și sunt utilizate doar în scop statistic. Recenzorii nu au dreptul de a sugera răspunsuri, iar informația oferită de cetățeni nu va putea fi modificată ulterior. Recenzorii deci au doar acces la aplicația de chestionare și din momentul ce au încheiat chestionarul și a apăsat deci, butonul că au finalizat chestionarul, gata, el înapoi deci nu poate nici să întoarcă, nici să vadă datele personale care au fost răspunse de către deci, răspunsurile persoanei. Deci ele sunt trimise deja în serverul centralizat. Cetățenii care vor refuza să participe la recensământ sau vor convinge alte persoane să nu răspundă la întrebările recenzorilor vor putea fi trași la răspundere. Amenda este între 1.000 și 2.500 de lei. Există alte situații când recenzorul este agresat verbal, cu atât mai mult fizic, sau persoane care obstrucționează procesul de recenzare, în ce sens? Că unii refuză ei, dar se implică și la vecini, deci și practic împiedică procesul de recenzare, atunci sigur că vor fi aplicate cu totul alte prevederi, inclusiv ale codului penal. Responsabilii din cadrul Biroului Național de Statistică au explicat că stabilirea duratei de 3 luni pentru desfășurarea recensământului din acest an va contribui la o colectare mai eficientă a datelor. În 2014, acest exercițiu a durat doar 2 săptămâni, ceea ce a afectat relevanța concluziilor finale, spun oficialii. Recensamentele anterioare, mai ales cel din 2014, a suferit foarte mult din cauza faptului perioadei foarte scurte. Deci știm bine că nu s-a reușit colectarea datelor și recenzarea, mai ales în cazul municipiului Chișinău. Conform metodologiei, acum trebuie făcute cel puțin 5 vizite la locuința dată. Deci asta este pentru că persoanele pot lipsi, da, pe parcursul a 2 săptămâni, da, deci nu sunt obligați nimeni ca să stea doar acasă. Pentru desfășurarea recensământului național al populației și locuințelor au fost alocate în bugetul de stat 244,3 milioane de lei. Pentru pregătirea și efectuarea acestui recensământ, Biroul Național de Statistică beneficiază de asistența Uniunii Europene și a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, în cadrul unui proiect cu valoare de peste 2 milioane de euro.